tuturor și bine v-am regăsit din nou pe canalul meu. În videoclipul de astăzi vreau să vă arăt câteva produse comandate de pe site-ul Notino. Pachetul este desfăcut pentru că eu l-am primit zilele trecute, dar pentru că nu m-am simțit foarte bine și eram și foarte curioasă să văd ce e înăuntru, l-am desfăcut și am zis că o să filmez când o să mă simt puțin mai bine. Am și aici un dușman mare. După cum vă ziceam, ăsta este pachetul ce l-am plasat. Este comanda plasată pe Notino, n-am mai plasat de foarte mult timp o comandă pe Notino. Am destul de multe produse de la Essence în mod special. Eu am desfăcut pachetul, după cum vă ziceam, dar le-am lăsat așa, destul de frumos ambalate. Doar m-am uitat la ele. La unele dintre ele le-am făcut swatch-uri ca să văd cum sunt și cu ocazia asta, acum când filmesc, o să vă spun și vouă cum mi se par, așa, la prima vedere, ca să nu le mai fac din nou swatch sau poate le voi face să vă inserez vouă să vedeți despre ce este vorba. În felul acesta arată toate produsele, sunt destul de multe. Undeva la 10 produse cred că mi-am comandat și am văzut că mare majoritate sunt recomandate de fete pe YouTube, de asta am zis să le cumpăr, de unele chiar aveam nevoie, iar altele am zis să le cumpăr pentru a le încerca. Și o să încep cu... am în total 4 punguțe, o să încep cu punguța aceasta mică în care se află 2 rujuri. Trebuie să fiu foarte atentă la cameră pentru că în ultima perioadă am văzut că se închide efectiv singură, nu se mai aude sunetul acela de rec și mi s-a întâmplat, chiar zilele trecute am filmat, acum aproape săptămâna, am filmat un unboxing, un haul de fapt Shane și mi-am dat seama că din cât am vorbit eu acolo 40 de minute, camera mi-a filmat doar 15 minute, așa că zilele astea trebuie să văd cum îmi fac timp să filmez din nou haul-ul pentru că am primit o comandă de pe Shane cu niște produse foarte drăguțe și trebuie să refilmez din nou și nu o să mai fie așa părerea mea la cal pentru că deja le-am văzut, am văzut hainele. Să trecem la comanda de pe Notino. Mi-am comandat aici 2 produse. Prima dată avem, nu știu dacă v-am zis, dar marea majoritate sunt de la Essence. Aproape toate produsele sunt Essence. Aici mi-am cumpărat un balsam de buze hidratant. Se numește Essence Hydrating Nude. Arată în felul acesta și este un balsam, din ce mi-aduc eu aminte, că scria pe site, care are și puțină culoare. El vine într-o variantă de 3,5 grame, 12 luni valabilitate, este făcut în Polonia și nu știu de ce nu am dezlipit. Am lăsat ambalajul ca să vă pot spune detaliile despre el. Nu știu dacă asta este nuanța C0BBB. Nu mai aduc aminte. Balsamul arată în felul acesta. Pare o culoare destul de deschisă, dar după cum vă ziceam, eu i-am făcut swatch și mi se pare chiar hidratant la prima vedere, doar că este și genul acela de balsam de buze care este puțin lipicios. Acum când îl voi purta, voi vedea care se face cu el, dar la prima vedere mi-a plăcut destul de mult. Pare hidratant, are și puțină culoare. Dacă îl aplici într-o cantitate moderată, chiar poți să spui pe... arată ca și cum ai avea un ruj pe buze. Și după care următorul produs din această punguță este de la Bourjois, un ruj din gama Rouge Edition Velvet, pe care probabil îl știți cu toții. Ia să vedem dacă îmi pune acolo focus, să-l puteți vedea. Cam așa arată rujul acesta. Nuanța se numește 09 Happy Nude Ear și să știți că are 12 luni valabilitate, 7,7 ml și este făcut în Franța. Eu i-am făcut swatch, după cum vă spuneam. O să vă inserez eu fotografii, cam în felul acesta arată. I-am făcut swatch și pare destul de rezistent, chiar foarte rezistent. Se ia oarecum la o prima atingere, am pus pe mână și am dat cu degetul și s-a luat foarte, foarte puțin, dar a rămas într-o cantitate destul de mare pe mână și în momentul în care am atins rujul se simțea așa făinos, ca și cum aș lua o pudră de pe mână, nu știu să explic, dar legat de rezistență, după aceea mi-am făcut și duș la câteva ore și încă se lua destul de greu de pe mână, așa că mă gândesc că o să fie destul de rezistent. Am văzut rujul acesta pe YouTube la foarte multe fete și majoritatea spuneau că este un produs rezistent, așa că voi vedea și la mine dacă este la fel. După care următoarea punguță arată așa și vine cu 4 produse. 4 produse destul de micuțe. Prima dată avem un creion de buze
tot de la Essence, Soft and Precise Lip Pencil, care arată în felul acesta. Nuanța se numește 202 My Mind, 0,78 de grame și 24 de luni valabilitate. Culoarea mi-a plăcut foarte mult. Este un roz spre mov, este și el destul de cremos la atingere, destul de cremos în momentul în care îl pun pe mână, mi s-a părut destul de rezistent. Acum vom vedea cum arată, dar să știți că pe site-ul lor de la Notino aveau mai multe creioane în varianta asta, mai multe culori și mie mi se părea că toate seamănă destul de mult între ele și dacă stau să mă gândesc, ceea ce am văzut eu pe site nu părea atât de asemănător cu ceea ce mi-am comandat, așa că dacă vă pune și voi comandă să acordați o atenție mai mare când plasați comanda, dar îmi place chiar și prețul a fost unul foarte bun, 90 de lei a costat și la prima vedere îmi place foarte mult, pare cremos și rezistent. După care, tot de la Essence, mi-am mai cumpărat un produs pentru sprâncene, care acum am văzut și eu că este un produs waterproof și este de 0,05 grame. 0,05 grame, este vegan, 12 luni valabilitate și nuanța este 04 Dark Blonde. Știți că mi-am cumpărat eu de pe Sephora un creion de sprâncene de la Benefit, care îmi place foarte mult, dar este foarte, foarte închis și mi-este foarte greu să-l aplic, fiind un creion într-o nuanță închisă, este și foarte pigmentat și par sprâncenele mele mult prea conturate. În momentul ăsta nu l-am folosit și în creionul ăsta mi se pare că zgârie puțin, dar ce nu-mi place mie la el este faptul că este atât de subțire și o să mi se pară puțin complicat să aplic cu el pe sprâncene. Probabil este genul acela de creion pentru a-ți desena fire, mă gândesc la cum arată, dar în schimb nuanța mi se pare foarte potrivită pentru ceea ce caut eu în momentul ăsta. Momentan am aplicat un creion de la Lisa Armstrong de la Avon și îmi place foarte mult, din păcate nu se mai găsește în catalog, dar dacă știam că e așa de fain îmi cumpăram două. Legat de creionul ăsta, după cum am zis, e mic, e waterproof și nu-mi place la el faptul că produsul în sine este foarte subțire, dar voi vedea cum mă voi înțelege cu el pe parcurs. După care un produs pe care l-am văzut la Andrea Pletoianu, este vorba tot despre un produs de la Bourjois, un ruj din acesta tip creion, Velvet de Pencil, în nuanța 02 Beige a Crocher. Cred că se citește pentru că scrie în franceză. Și ce mi-a plăcut mie la el este faptul că are 30 de luni valabilitate. În felul acesta arată produsul. Probabil știți despre ce produs este vorba. Cam așa arată și nuanța. Este tot așa uniut și mi se pare foarte, foarte cremos și pigmentat în același timp și oarecum hidratant. Am văzut că ea lăuda și alte fete pe lângă ea, dar la ea am văzut în mod special că vorbea despre aceste rujuri. La prima vedere mi-a plăcut tare mult, erau multe nuanțe. Voi vedea cum mă înțeleg cu el, dacă are și rezistență și tot ceea ce caut eu și probabil dacă este un ruj bun, poate o să cumpăr mai multe nuanțe pentru că curând trebuie să fac curat la rujuri, pentru că am foarte multe care cred eu că sunt expirate. Miros destul de ciudat, așa că poate voi avea nevoie de altele, cine știe. Și dacă ăsta e bun, o să cumpăr mai multe produse de la ei, în nuanțe diferite. Și ultimul produs din această cutiuță este tot de la Essence, din această punguță. Și este un concealer. Eu de obicei nu prea cumpăr concealere, dar l-am văzut destul de lăudat și am zis să-l încerc, să văd care-i treaba cu el. Este din gama Skin Loving Sensitive. Nu este comedogenic și are aloe vera, nu conține alcool, silicon, paraben, nu conține parfum, nu conține uleiuri minerale, are 3,5 ml, 6 luni valabilitate și nuanța este 10 light. În felul acesta arată, eu l-am pus pe piele și mi-a plăcut destul de mult la prima vedere. Mi s-a părut că a intrat destul de rapid în piele și părea oarecum zona în care am aplicat concealerul, părea și luminoasă și oarecum hidratantă. Deci nu usca ten. Mă gândesc că fiind pentru un ten sensibil, de asta are și aceste proprietăți. Da. Vom testa și voi vedea care este treaba cu el. După care trecem la cea de-a treia punguță, care conține 3 produse și voi începe cu produsul care mi-a atras mie atenția destul de mult. Stați să le scope toate, să fie aici lângă mine.
Prima dată vreau să vă arăt acest produs care este tot de la Essence, este Kissed by the Light și este un iluminator pudră de 10 grame, este foarte mare. În felul acesta arată și mi-a plăcut mie mult de tot aspectul lui. Nu mi s-a părut că iluminează extraordinar de tare, probabil din cauza faptului că este combinația asta de iluminator propriu-zis cu puțin bronzer, ascunde și cu puțin blush, dar mi-a plăcut foarte mult cum arată ca aspect vizual și mi se pare potrivit pentru muncă, pentru că nefiind un produs care iluminează foarte mult, este poți să-l folosești la muncă. Nuanța cumpărată de mine este 01 Star Kissed și are 12 luni valabilitate și este un produs vegan. L-am pus puțin pe mână, probabil o să vă inserez eu o fotografie ceva, dar nu cred că se vedea foarte mare diferență. Probabil o să încerc să pun puțin mai mult din nou și să fac o poză. Dar ca și aspect mi-a plăcut foarte, foarte mult. Dacă vreau puțin mai multă luminozitate, pot să aplic doar din zona de aici de jos, unde este doar o singură nuanță și așa se va vedea mai mult, dar arată drăguț, chiar arată drăguț. Toate produsele le-am cumpărat la un preț foarte bun și am avut și un cod de reducere și au costat undeva la 35 de lire toate produsele cu tot cu transport. După care tot de la Essence am acest produs care este un blush. Știți că eu nu prea folosesc blush pentru că aș vrea să folosesc blush, dar nu știu oarecum cum să-l folosesc și tot timpul când mi-am cumpărat blush, ori a fost nuanța mult prea roz, ori am pus mult prea mult, ori nu l-am blenduit ok și de asta m-am ferit de blush-uri, dar blush-ul ăsta mi-a atras și el atenția, am văzut că este un produs bun, l-am văzut la Daria Georgiana, sper să nu spun greșit, sau cel puțin am văzut ceva asemănător, nuanța mi se pare destul de drăguță. Are 5 grame și l-am luat în nuanța 30, 12 luni valabilitate, un produs vegan, l-am pus pe mână, nu este chiar atât de, el este un roz, bate spre mov, dar nu este chiar atât de roz pe mână și pare și așa cremos la atingere. Acum voi vedea cum mă înțeleg cu el și voi reveni pe parcurs cu părerea mea despre produs. Trecem mai departe la ultimul produs din această punguță și mi-am cumpărat acest fond de ten de la Essence, Stay All Day 16 Hours, dar am greșit nuanța, adică este mult prea închisă pentru tenul meu, după cum puteți vedea, dar probabil o să îl combin cu alt fond de ten, eu știu dacă mai am fonduri de ten așa mai deschise la culoare, dacă nu mă gândeam eu să îl combin cu acest concealer, vedeți că diferența este destul de mare între cele două, așa că mă gândesc că dacă le-aș combina, probabil ar fi ok. Fondul de ten am înțeles că e un fond foarte bun. Am văzut că se reține la transfer și este și waterproof, dar greșarea mea este că l-am luat în nuanța 30 Soft Sand, pentru că cred eu era și singura disponibilă și după cum v-am zis, cum apărea pe site, părea o nuanță potrivită pentru mine, dar este mult prea galben. Probabil dacă mă voi bronza o să se potrivească, dar în momentul de față e mult, mult prea închis. L-am pus pe mână, mi-a plăcut cum arată, pare luminos. Am pus într-o cantitate destul de mică și n-am putut să-mi dau foarte bine seama, dar la prima vedere părea ok. Nu conține silicon, nu conține uleiuri și particule de microplastic. Are 30 ml, 12 luni valabilitate și este un produs vegan. Are o acoperire mare, cred că de asta l-am și cumpărat, și îți oferă un aspect flawless. Da, cam atât scrie despre el. O să-l testez, probabil, în combinație cu un fond de ten mai deschis sau cu concealerul, voi vedea și poate voi face un videoclip separat. Știu că am zis de multe ori că probabil voi face videoclipuri separate cu produsele cumpărate, dar niciodată n-aveam suficiente pentru un video. De data asta zic eu că am destul de multe și probabil voi filma ceva separat și vom vedea împreună cum sunt produsele. Văd că s-a dus și lumina destul de mult și par foarte albă și albastră. Acum trecem la ultima punguță, care este această pungă și care conține două palete. Dacă anul trecut nu mi-am cumpărat absolut deloc palete, până în momentul de față, suntem aproape de sfârșitul lunii februarie, mi-am cumpărat 3 palete și sper eu să fie ultimele, să nu mai cumpăr prea multe. Avem două palete de la Essence care mi-au plăcut foarte mult și pe una dintre ele o aveam în wishlist, cred că de aproape un an de zile. Și este vorba despre Essence Welcome to Miami. Are 13,2 grame, 12 luni valabilitate de la deschidere și zice că este și ea un produs vegan. Mi-a plăcut tare mult această paletă datorită acestor culori
superbe de vară. Nu i-am făcut swatch, am atins una sau două culori, dar nu prea multe, dar probabil o să vă inserez eu acum un videoclip sau o filmare, un videoclip sau o poză cu nuanțele, cam în felul acesta arată. Sunt mai multe mate decât metalice, dar mi-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut și cum arată paleta în sine și faptul că e micuță, e ușoară, are și o oglindă și nuanțele mi-a plăcut foarte, foarte mult. De asta am și cumpărat-o, abia aștept să o folosesc. Are doar 4 nuanțe mai metalice, iar restul sunt nuanțe mate. Iar următoarea paletă pe care am cumpărat-o mai mult ca o paletă de bază se numește Benvenuti Aroma, sper că am citit corect, arată în felul acesta. Este și ea tot un produs vegan, tot 12 luni valabilitate de la deschidere, iar nuanțele arată cam așa. Este o paletă destul de simplă, după cum puteți vedea. Uite aici, am atins fardul și aici cred că se poate vedea. Are nuanțe nude, făcând excepție de acestea de aici, două. Eu zic că paleta se poate folosi cu succes pentru școală, pentru job sau pentru viața de zi cu zi, pentru că nu sunt nuanțele foarte pigmentate, nu sunt colorate. Acum vom vedea cum ne înțelegem și cât de mult rezistă, dar la prima vedere îmi place foarte mult, îmi place aspectul ei. Închiderea este magnetică, oglinda este micuță, dar știți că eu de obicei nu prea folosesc oglinzile din palete, dar dacă vine și cu această oglindă este binevenită. Și acestea sunt cele două palete de la Essence. Pe cea de aici o am văzut-o în magazine, cred că undeva în vara trecută, cred. Și de atunci am zis că o cumpăr, dar tot ziceam să o cumpăr, să nu o cumpăr. Nu prea aveam atracția asta să mă cumpăr vreo paletă nouă, dar acum pentru că a fost și redusă și am avut și codul de reducere pe Notino, am zis că într-un final haide totul să o cumpăr. Am ajuns și la finalul videoclipului, acesta a fost unboxing-ul cu produse de pe site-ul Notino, venea să zic de pe site-ul Shane. Ați văzut că sunt destul de multe, sper că v-au plăcut. Probabil în viitor voi face un videoclip în care le vom testa pe toate împreună, probabil, nu sunt sigură, voi vedea. Dar dacă va exista acel videoclip, cu siguranță voi îl veți vedea pe canalul meu. Ăsta a fost videoclipul de astăzi, dacă v-a plăcut, nu uitați să mi-arătați asta printr-un like, vă invit și să vă abonați canalului dacă n-ați făcut-o până acum, să apăsați pe clopoțel pentru a fi mereu notificați în momentul în care eu postez un videoclip nou, iar noi ne revedem duminica viitoare la ora 4.